Echipa de fotbal Steaua București a obținut o nouă victorie în acest sezon a Ligii a patra. Sâmbătă, formația pregătită de Daniel Oprița și Iulian Miu a dispus în deplasare de AFC Compreste Gym cu scorul de 5 la 0, într-un meci contând pentru etapa a cincea. După o primă repriză presărată cu foarte multe ocazii, dar fără gol, roșii albaștri au deschis scorul în minutul 59, când Liviu Băjenaru a transformat cu siguranță o lovitură de la 11 metri, acordată în urma unui fault la Andrei Antohi. Desprinderea a devenit clară după dubla reușită a lui Valentin Nicolae în minutele 7. 89 și 83. Golurile înscrise de Sergiu Bacter în minutul 87 și Andrei Antohi în minutul 88 au conturat un succes meritat care o menține pe steaua în fruntea clasamentului cu maximum de puncte și fără gol primit. Prima repriză a fost cât de cât echilibrată, dar în a doua repriză ne-am concentrat mult mai bine și am reușit să câștigăm. Sunt foarte fericit că am marcat. Și îmi doresc în continuare să marchez cât mai multe goluri pentru Steaua. Urmează meciul cu Rapid de vineri. O să le promit o victorie, pentru că este un derby și ne dorim să promovăm la pas anul ăsta. În etapa următoare, Steaua București va întâlni pe teren propriu, stadionul din Berceni, pe FC Rapid 1923, echipa a doua. Partida va avea loc vineri, 20 septembrie, de la ora 19 și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.